Un subiect foarte important. Am să vorbesc despre integritatea în familie. Și voi porni de la un caz neplăcut din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Cazul familiei formată din Anania și Safira. Anania, soțul, Safira, soția. O să ne ridicăm cu întreaga adunare, semn de respect pentru cuvântul Domnului, dar o să citim pasajul de la capitolul 4, versetul 32, până la capitolul 5, versetul 11. Citim înainte ca să vedem contextul. Suntem în biserica primară, tocmai Duhul lui Dumnezeu a născut Biserica lui Hristos. Foarte multe lucrări s-au făcut deja în mijlocul adunării și iată ce găsim aici. Când toate mergeau bine, când, uitați-vă ce frumos, 3.000 de oameni s-au convertit, Petru și Ioan au continuat mărturia lor, biserica se ruga, în sfârșit foarte frumoasă atmosferă, citim de la 4:32 următoarele. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, nici unul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea. A adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Dar un om numit Anania a vândut o moșoară împreună cu nevastă sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, au căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii, niște tineri, s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atâta ați vândut moșoara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. I-a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Acesta este cuvântul Domnului. Domnul să ne vorbească prin el și inima și mintea noastră să fie deschisă pentru cuvânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. O caracteristică a Bibliei este că e onestă. Adică Sfânta Scriptură ne spune totul, inclusiv anumite aspecte regretabile, jenante chiar, despre oameni mari ale Dumnezeu. Știți cum oameni mari precum, zicem, Avram chiar, Moise, David,
și alții au fost descoperiți în slăbiciunile lor. Acum, de data aceasta, Biblia, Duhul lui Dumnezeu, îl inspiră pe Luca, cel care a scris cartea Faptele Apostolilor, să introducă în cartea aceasta, în istoria bisericii primare, un caz regretabil, trist, despre o familie care a fost necinstită. Și Dumnezeu a intervenit drastic. Dacă m-ar fi întrebat cineva pe mine să introduc sau nu acest text în Biblie, cred că aș fi votat să nu-l introducem. Dar Duhul lui Dumnezeu a considerat că este necesar ca noi să citim peste veacuri acest incident și să învățăm ceva din el. Biserica era la început. Pe lângă problemele din exterior, au început persecuția. Biserica s-a confruntat și cu probleme în interior. Și ați sesizat când am citit contextul dinaintea acestui incident cu familia Anania și Safira. Biserica era unită, era solidă, era plin de idei, da, să ajute pe cei nevoiași. Aveau toate de obște, se îngrijau de ceilalți, tot surplusul și era vândut sau repartizat ca să ajungă la toți. Biserica era o părtășie. Și ni se explică cum un anume Barnaba, care va avea un rol important în istoria bisericii primare, a vândut o parte din ce avea el și a dăruit bisericii. A făcut-o din dragoste pentru Hristos, pentru creștini. Vă rog să rețineți că acolo nu era comunism, cum unii au încercat să interpreteze în istoria hermeneuticii, că iată primul exemplu de comunism, da? Toți vindeau și dădeau la cei care nu aveau. Există o diferență între ce a făcut biserica și comunism. Comunismul impunea egalitatea, biserica a ales egalitatea. E cu totul altceva. Dar nu intru în politica bunurilor de consum. E evident că biserica era în perioada de început, de entuziasm, de pasiune. În mijlocul acestei unități, acestei dragoste revărsate față de toți care erau în lipsă, apare prima criză interioară. Când biserica creștea, când biserica dăruia, a intervenit cel rău. Atunci apare atacul neașteptat, nedorit, tocmai când lucrurile mergeau așa de bine. Acest lucru se repetă mereu în istorie, în bisericile noastre. Când cresc, lucrurile merg așa frumos, dintr-o dată vine cel rău, strică echilibru, inserează tot felul de idei demonice uneori, de invidie, gelozie și se strică tot. Am trecut și prin asta ca păstor. Uităm că noi n-avem doar lupte din afară, ci spune Pavel în 2 Corinteni 7 că avem și temeri din interior, dinăuntru.
Și un pericol subtil s-a strecurat în biserica primară. O familie formată din Anania, care, apropo, cuvântul Anania, evreii își dădeau nume copiilor cu sens, nu cum e astăzi. Tocmai mi s-a născut al 14-lea nepot. A, sunt foarte bogat. Știți ce nume au pus copiii mei? Nu m-au consultat. Dar de data asta au nimerit-o, cum se spune. I-a pus numele Rafael. Ei n-au știut. După aceea le-am spus, știți ce înseamnă Rafael în ebraică? Dumnezeu vindecă. Frumos. Anania în ebraică, știți ce însemna? Dumnezeu e milostiv. Tocmai așa îl chema pe Anania. Iar Safira, cuvântul însemna cea frumoasă. Avem parcă și aici jocul acesta de cuvinte, arată discrepanța a ce s-a întâmplat acolo. Bun, Dumnezeu intervine prin Duhul Său cel Sfânt și Petru, ați văzut, inspirat de Duhul, le spune celor doi care au vândut o moșoară, n-au spus exact, n-au dat banii pe care trebuia să-i dea pentru ajutorare și spune Petru, ați mințit pe Duhul Sfânt, l-ați ispitit pe Duhul Sfânt. Astea sunt cuvinte grele. Cum de ai fost umplut de satana, spune Petru. A fi umplut de satana aici, sigur că e o metaforă și înseamnă că ai acceptat cooperarea cu satana. Ai ales. Ai fost ispitit. Ai crezut că Dumnezeu nu vede. Nu judecă. Și satana te-a controlat. De aceea, Apostolul Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, nu știm cum, de unde a știut Petru cu ce sumă au vândut ei terenul. Duhul Sfânt i-a spus, l-a luminat, nu știm cum, dar știm efectele. Și de aceea apostolul confruntă această conspirație a unei familii de a înșela biserica. Care a fost păcatul celor doi? De fapt, sunt două păcate legate. Primul păcat evident, sancționat, este minciuna. Petru avea avut o descoperire, a văzut inima omului și a zis, acolo este minciuna. Dar înainte de minciună, a fost ceva ascuns în inima celor doi, pentru că ei au discutat toate acestea împreună. Și cred că păcatul principal care s-a născut în inima celor doi a fost ipocrizia, fățărnicia, duplicitatea. Adică au încercat să arate ce nu erau. Să creadă că au dat ceea ce de fapt nu au dat. Acum, cei doi, gândiți-vă, soț-soție, au dăruit benevol. A fost ideea lor. Deși mulți comentatori cred că prin faptul că este amintit Barnaba înainte că a dăruit, cei doi ar fi știut de gestul Barnabei și au intrat în competiție cu el. A dat el, dăm și noi. E posibil, textul nu spune direct, dar contextul îți permite să te gândești că de unde a pornit ideea, văzând pe alții ce au făcut. Bun.
Deci, cei doi au dat benevol, nimeni nu i-a forțat să vândă terenul, să dăruiască banii. Păcatul lor consta așadar nu în a refuza să dăruiască sau să dăruiască parțial, că puteau alege asta. Păcatul lor era că au ales să lase impresia că au dat tot, dar de fapt și-au ținut parte pentru ei. Aceasta se numește ipocrizie. Și vreau puțin să o explic, că ne confruntăm mereu cu ea. Noi ne trezim ipocriți. Am să vă arăt cum. Există, sigur, mai multe niveluri de ipocrizie, dar ipocrizia, în principiu, înseamnă prefăcătorie, da? Falsitate, pretenția de a arăta altfel decât ești sau decât cine ești. Este simularea unei virtuți, ascunzând adevăratul caracter. În perioada lui Pavel, o perioadă lungă, de fapt, la greci, s-a inventat teatrul. Și actorul grec, de obicei, își schimba masca pe care o avea pe față, uneori de la o scenă la alta. Și asta însemna hipocritos, ipocrit, că porți o mască diferită. Da? Ca și cum tu ești unul, te vedem unul aici la biserică, ești altul acasă, ești altul la servici, ești altul pe stadion. Nu asta. Ipocrizia e peste tot. A fost analizată din totdeauna. Vreau să vă dau un exemplu de astăzi. Cât de subtilă e ipocrizia ca să își obțină obiectivul? Ați auzit de corectitudine politică azi? Corectitudinea politică este să renunți la anumite convingeri ale tale ca să te aliniezi gândirii, trendului de astăzi. Să nu ofensezi, da? Să fii tolerant cu toate. Asta se dorește astăzi. Corectitudinea politică e deja o modă foarte periculoasă. Se aplică deja în multe feluri. Dar ceea ce mă frapează și nu știu de ce nu se vede, este politețea din corectitudinea politică. Adică ți se cere să fii politicos, în numele politeții, da? Să nu ofensezi, să nu jignești, să nu faci așa. Și ne trezim că umblăm pe vârful degetelor, da? Nu mai avem convingeri. Am renunțat la ele ca să nu cumva să greșim. Această hiperpolitețe este catastrofală pentru societate. Pentru că inhibă adevărul, inhibă articularea adevărului. Da? Politețea corectitudinii politice cere ipocrizie. Că dacă te uiți la cum prezintă unii și alții anumite probleme cu care nu suntem de acord, marea majoritate, veți vedea că totul este pus într-un iz de politețe. Vine câte unul, câte una și așa frumos îți explică că ar trebui să acceptăm ideologia de gen, da? Ar trebui să acceptăm războaiele, să le vedem altfel puțin. Totul este vopsit diferit. Este o societate la ora actuală îmbibată de ipocrizie. Și trebuie o mare capacitate de discernere, că aici ar merge darul deosebirii duhurilor, ca să poți deosebi
această politețe exagerată de adevăr. Bun. Bun, asta e la nivel înalt, dar ipocrizia, vedeți, e cu noi în fiecare zi. Vreau să vă dau niște exemple. Te invită cineva la masă și nu-ți place mâncarea. Dar te prefaci că-ți place și spui chiar, din politețe, îți alegi foarte atent cuvintele. Ce e aia? Te întâlnești cu cineva pe stradă și n-ai fi vrut să-l vezi, să-l întâlnești. Dar dintr-o dată îți pui o mască și te prefaci că e surprins, chiar surprins plăcut că îl întâlnești, deși nu l-ai fi dorit. Când vrei să scapi de cineva că e prea pisălog sau pur și simplu ți-e antipatic, îi spui, am să mă rog pentru tine. Dar știi că nu o să faci. Vedeți, avem mici scăpări de ale noastre ipocrite, așa, care arată că ipocrizia e cu noi. Bun, când vorbim despre în Faptele Apostolilor, capitolul 5, despre ipocrizie, aici e o formă gravă, da? Pentru că totul s-a petrecut în context religios. De aceea Petru spune, ce ați făcut voi, Anania și Safira, este îndreptat împotriva Duhului lui Dumnezeu. De aceea contextul e important să-l citești totdeauna într-un text biblic. În mijlocul părtășiei, cei doi permit satanei să intre în inima lor. Probabil a fost competiție, nu știm. Au dorit și ei să se vorbească despre ei. Motivațiile, sigur, au fost diferite. O familie care a încercat să impresioneze biserica, cereau credit pentru ei, au căutat probabil reputație printr-o reprezentare greșită. Dar ceea ce este trist de tot e că au făcut-o în mod premeditat, calculat. De două ori ați văzut, Apostolul Petru le spune, cum de v-ați înțeles între voi? Vă rog să vă imaginați puțin scena din familie, soț-soție, că despre asta vorbim seara asta. Soț-soție. A avut un entuziasm la început. Și cândva pe parcurs, cei doi se întâlnesc, discută, reanalizează și zic, dar dacă nu am dat tot, dar dacă am ascunde o parte, dar ce s-a întâmplat? Păi am avea câștig, se prinde cineva? Nu știe nimeni cu cât. Nu știau că Duhul lui Dumnezeu supraveghea totul. Bun. De aceea Dumnezeu intervine foarte dur. Ați observat că Dumnezeu veghează asupra curăției bisericii sale. La prima vedere trebuia să fie ceva ușor de rezolvat, nu? Cine știe, dacă eram noi acolo, spuneam, Anania, cu cât ai vândut? Cu atâta. Domnul mi-a spus că e dublu. Aștept să pui restul pentru biserică. Și se rezolva problema. Nu? Era. De ce Dumnezeu intervine atât de radical? Pedeapsa cu moartea? Acum, cei doi soți ați văzut mor unul după altul. Și efectul este că o mare frică i-a cuprins pe cei prezenți. Nu știm exact de ce au murit cei doi. Majoritatea exegeților noștri care interpretează textul biblic spun, adică sunt
trei variante. În primul rând, spun ei că a fost o cauză naturală. Adică, sub presiunea momentului, a faptului că a fost deconspirați, s-a arătat că au mințit. Cei doi, unul după altul, au făcut atac de cord, simplu. Au căzut jos, ca așa spune. Când a auzit, a căzut jos. Rețineți, vă rog, că Petru n-a rostit niciun blestem asupra lor și nici o profeție. El doar a adus un mesaj de la Dumnezeu, un adevăr. E șocul de a afla că s-a aflat despre ce au făcut ei, posibil ca să fie atins fizic, să fie murit natural. A doua variantă este că, de fapt, a fost o intervenție supranaturală. O intervenție dumnezească. A fost în vechime, vă amintiți, cazul lui Uza, da? În 2 Samuel 6. Mai avem cazul la Elie, la Elisei, la fiul lui Aron. Eu înclin să cred că aceasta a fost cauza principală. De ce? Eu cred că Duhul lui Dumnezeu, care era prezent acolo și l-a inspirat pe Petru, l-a luminat, i-a descoperit, el supraveghea toată situația aceea. De aceea Duhul lui Dumnezeu, care era în biserică, judeca biserica și Duhul lui Dumnezeu a permis ca cei doi să moară. Și acest lucru este cutremurător. Nu atât moartea Ananiei și Safirei, ci realitatea prezenței puterii divine care judecă în mijlocul bisericii. Repet. Realitatea prezenței puterii divine care judecă în mijlocul bisericii. Și, dragi frați și surori, ce a fost atunci, poate fi și astăzi, e același Duh al lui Dumnezeu, e același Dumnezeu Sfânt care își vrea biserica curată. Deci, această moarte a celor doi a fost determinată nu de om, pentru că Petru nu a cerut moartea celor doi, ci a fost lucrarea lui Dumnezeu, nu știm exact cum. Mai bine să o lăsăm așa. Contează că Dumnezeu a intervenit să-și purifice biserica, pentru că Dumnezeu a intervenit împotriva unei familii care a stricat părtășia bisericii, care a paralizat puterea părtășiei. Și Dumnezeu nu a tolerat așa ceva. E ca și cum a dat un semnal de la început. Asta e biserica mea? Pentru această biserică a murit Hristos și a dat viața? Nu permit ipocrizie, minciună, înșelăciune în ea, necurăție. De aceea rezultatul judecății lui Dumnezeu a fost teama, o teamă sfântă, aș putea spune, care a cuprins pe toți. Bun, aceasta am încercat să explic mai în detalii evenimentul. Ce lecții? Ce lecții avem noi aici? Faptul că Duhul a lăsat ca acest pasaj să fie în Biblie, faptul că ni se dau detalii despre cum a intervenit Dumnezeu, mă face să spun și am ales acest titlu pentru voi seara aceasta. Că aici e vorba de o lecție a integrității în familiile noastre. Și acum trec la partea practică. De ce este important în familie să fim integri? Și mai ales cei care aveți copii, care cresc. Știți că ei vă urmăresc în tot ce faceți. Și nepoții. Trebuie să nu uit. Am să vă dau, să zic, două argumente puternice de ce
trebuie să luptați pentru integritatea în familie. Primul argument, trebuie să luptați pentru onestitate în familiile voastre din pricina credibilității, din pricina încrederii. A fi crezut înseamnă că poți fi crezut. A fi credibil înseamnă că poți fi crezut. De ce minciuna este așa de mare păcat? Unii încearcă să diminueze consecințele minciunii, să nu mai dramatizăm atâta, că fiecare mai minte, mai scapă în sfârșit, sau unele minciuni nu-i afectează pe ceilalți, sau unele nu vor fi cunoscute niciodată, dar asta înseamnă să încerci să justifici un păcat. Întotdeauna, să știți, minciuna distruge încrederea. Acum gândiți-vă că ai o prietenă, și afli într-o zi că te-a mințit pe tine sau pe altcineva. Te-ai încrezut în el până în momentul acela, dar se dovedește că e mincinos, că e înșelător. Te-ai mai putea încrede în el? Bun, ai ocazia să-l confrunți, să recuperezi relația. Dar foarte greu se mai câștigă credibilitatea. De ce? Pentru că te lupți cu principiul eticii relative. Relativ înseamnă să nu mai crezi în absolut. Etica relativă pune la îndoială adevărurile absolute, cum se face și astăzi, da? De aceea e important să-ți câștigi, să-ți păstrezi credibilitatea. Și uitați-vă la noi de câte ori am încercat să impresionăm prin exagerare sau minciună. Numai ca să ieșim noi în evidență cu ceva. Sau să scăpăm dintr-o anumită situație. Unii care exagerează numai ca să primească atenție. Nu contează că ciuntesc adevărul. Pentru ei contează popularitatea, dar credibilitatea lor va fi greu de restaurat. Și asta era problema fariseilor din vremea lui Iisus, a saduceilor și a marilor preoți. De câte ori Iisus Hristos, vă amintiți, în vorbirile Lui, scoate în evidență această ipocrizie a fariseilor. Că erau oameni duhovnicești, să știți că fariseii din vremea aceea erau oameni studioși, aveau acces la surse teologice, predicau, învățau poporul, deci nu erau oricine. Și totuși Iisus Hristos le spune, aveți o problemă de fond. Nu spuneți adevărul. Și de aceea, dacă veți studia numai partea asta cu fariseii, în Evanghelie veți vedea că Iisus nu are nimic bun pentru ei. Nici o speranță. Numai vaiuri. Acum, hai să aplic asta între noi. Noi suntem în centrul atenției, în familie, în societate. Ei toți se uită la noi și mai ales în familie. Îmi pare rău să spun, dar sondajele cele mai multe pe care le citim în diverse reviste și făcute de organizații specializate din sociologie arată că principalul motiv pentru care tinerii bisericilor noastre nu mai sunt în biserică, este ipocrizia părinților. Adică au văzut că părinții cer un lucru, dar ei nu
trăiau acel lucru. Au văzut cum nu-și țin cuvântul părinții, au văzut cum sunt manipulări și toate, apropo, în paranteză, când se termină slujba la biserică, pe mașină și acasă, ce discutați? Toți tinerii aceștia, copiii aceștia, că deja de mici ei aud tot și nu uită. Și se creează în mintea lor imaginea fățărniciei. Păi uite, tata e așa, uite, în biserică era într-un fel, pe mașină acum e altfel. Și, bun, încercați să expandați acum la mai multe lucruri. De aceea, fericiți sunt părinții care au hotărât ca în fața copiilor să nu discute probleme de biserică, de comunitate. Dar mulți nu se abțin. Și acestea creează distanță între el, copil și biserică. Și când cresc mari, ei pleacă în alte părți și spun nu vrem să repetăm în familia noastră, dacă vor face o nouă familie, ce am văzut în familia în care am crescut. Bun. Asta este un cuvânt, că tot vorbim de familie, care doare, dar e foarte adevărat. Am încercat și eu în viață să le prezint copiilor mei un creștinism transparent. Eu să fiu același oriunde sunt. N-am reușit totdeauna. Unele lucruri le-am scăpat. Mi-am cerut iertare uneori de la copii. Pentru că toți greșim, da, în multe feluri. Dar grijă mare la felul în care le prezinți copiilor creștinismul în care tu crezi. Nu-l fă respingător, nu-l fă deformat, prea riguros, prea legalist. Pentru că în centrul creștinismului domină harul, dragostea, nu legea. De aceea, dacă vrei să-ți construiești credibilitate, fii onest, trăiește în lumină. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mai am încă un argument în favoarea integrității. Din textul acesta, argumentul spune așa, fii integru ca să eviți judecata lui Dumnezeu. Familia aceasta, Anania și Safira, n-aveau frică de Dumnezeu. Acum, acest păcat al înșelăciunii poate pătrunde în familia ta. Uneori Dumnezeu intervine să oprească acest lucru. Pentru că El poate oricând să te oprească din păcat. Poate să dă avertizări, dar tu nu le trăiești, nu le simți. Ai grijă, nu forța mâna lui Dumnezeu. Nu-L pune pe Dumnezeu la încercare, pentru că Dumnezeul, care este dragoste, este și foc mistuitor. E același Dumnezeu. De aceea, în familie, construiți o teamă sfântă. Pentru că trebuie să ai respect pentru autoritatea spirituală, dar teama sfântă înseamnă să o faci, să ai o teamă, pentru că Dumnezeu e sfânt. Asta te motivează să ai reverență. Poate că ăsta e cuvântul mai modern potrivit. Reverență, respect pentru Dumnezeu și pentru lucrurile duhovnicești. Bun. Și în final, am câteva gânduri practice. Ce să facem ca să obținem integritatea și să păstrăm integritatea în familiile noastre? Primul gând pe care l-am vine din istoria bisericii. Am citit destul de mult
Și m-a impresionat mereu, mai ales în perioadele de trezire spirituală, următoarea idee. Legământul onestității. Deci, primul gând, faceți în familia voastră un nou legământ al integrității, al onestității. Soț, soție, da, mamă, tată, copii care pot înțelege, strângeți-vă și analizați-vă valorile în care credeți. O valoare centrală în familia creștină este onestitatea, să spui adevărul totdeauna. Dacă îmi amintesc când eram copil și eu, făceam și eu mici prostii, așa, nu mari, mici prostii. Ăstea se mai permit. Nu se permite nicio prostie, dar se trec cu vederea, pardon. Dar un singur lucru știu că nu era tolerat în familia noastră, minciuna. Și mama, care era patroana casei, deci mai aveam o soră, deci nu exista. Dacă simțea că noi învârtim lucrurile, ne citea pe ochi, ne citea pe mimică, știți cum sunt părinții, își cunosc foarte bine copiii. Deci nu trecea cu vederea, trecea cu vederea alte lucruri. Dar când era vorba de minciună, ne confrunta pe amândoi direct, nemilos. Vrea să afle exact adevărul. Punea întrebările cheie pe care noi nu le doream. Până găsea adevărul. Am crescut într-o familie care avea frică de Domnul. Dorea să se vorbească numai adevărul. Ei, mi-a venit mie rândul să am copii și am imprimat același duh pe care l-am învățat de la părinți. În casa noastră nu se tolerează niciuna înșelăciune. Și a fost cu 6 copii, a fost greu, nu a fost ușor. Uneori copiii, și acum fiind mai mari, așa dau de înțeles că am fost prea aspru. Dar ce credeți? Acum ei au copii la rândul lor și i-am văzut cât de riguroși, cât de exacți sunt, da? Aceleași întrebări se duc până unde trebuie ca să găsească adevărul, să-și educe copiii în adevăr. Cândva îi deranja acest lucru, acum și-au dat seama cât de important este să trăiești în lumină, în adevăr. Să stai în aceeași casă cu cineva și să ai teama că te înșală, că te minte, e groaznic. Deci, faceți un nou legământ al onestității. Să trăiți în lumină, să trăiți în adevăr. Așa spune Hristos, cine lucrează după adevăr, vine la lumină. Cum puteți face asta? Puteți să aveți o întâlnire de familie sau să vă retrageți cu familia undeva, că știți, când pleci în altă parte, geografic vorbind, anumite decizii care se fac, știu, într-un retreat, undeva, într-o vacanță, se imprimă mai bine și au un impact mai mare. E un fenomen ciudat. Și copiii și voi nu veți uita acea decizie atunci făcută în locul acela. Aceste legăminte, înnoirea legămintelor de onestitate, de cinste, vă vor salva căsnicia. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează familiile care nu trăiesc în adevăr. Eram acum câțiva ani în diaspora românească, în Belgia, mai precis. Și am întâlnit o familie tânără acolo care au fost partea unei biserici pe care am păstorit-o. Și m-am uimit că i-am găsit acolo.
într-o biserică, integrați în biserică, și el chiar dorea să fie slujitor. Îl știam dinainte, nu prea i-aș fi dat girul, binecuvântarea să fie slujitor din câte l-am cunoscut. Dar au trecut câțiva ani, în sfârșit. Și la masă cu ei îmi povestește el, în prezența soției, prin ce au trecut. Au avut o afacere și le mergea foarte bine. Foarte bine. Ceva cu imobiliare. Dar lucrau ilegal multe lucruri, cu știrea soției. Au avut bani, au tot investit, au fost orbiți de bani și într-o zi au investit greșit și au pierdut tot. Și nu numai că au pierdut tot, în povestea el, am rămas, zice, cu 10.000 de euro datorie. Umblau după el cămătarii să plătească datoria. Și de aceea au fugit în Belgia. E frică. Bun, s-a dus acolo, și-a rezolvat, a muncit la abator. Muncă grea. Soția muncea în altă parte. Și încet, an de an, au strâns bani, au plătit datoriile. Și acum îmi povestea mie ce greșeli au făcut și zice: frate, de ce mi s-a întâmplat toate acestea? Este pentru că n-am fost serios cu Domnul. Am făcut în mod intenționat aceste încălcări de lege. Nu, nu aveam nimic cu biserica. Foarte rar mai mergeam la biserică. Nu ne mai rugam în familie. Și ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a tras mâna, evident. Dumnezeu nu binecuvintează acolo. Și de aceea am ajuns aici, ne-a obligat Dumnezeu și în sfârșit aici, deci am venit în Belgia și aici ne-am pocăit amândoi. S-au pocăit cu adevărat. Au văzut greșelile, au cerut iertare Domnului și Dumnezeu așa încet, încet i-a ajutat acum legal. Și spre surprinderea mea, acum, atunci mi-am explicat că el a început să se gândească să fie slujitor, predicator. Și cred că așa a ajuns, n-am mai urmărit evoluția lui. Dar ce mai mi-a plăcut totuși în povestea lui a fost că au ajuns la limită și au hotărât să facă un legământ al integrității, al onestității. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. De aceea e primul gând pe care vreau să vi-l las. Să aveți reguli de conduită în familie, în casă. Să fie disciplină în toate domeniile. Să dialogați deschis cu copiii. Să confruntați pe față orice suspiciune de ilegalitate sau de înșelăciune. Pe față să discutați. Și trebuie să vă eliberați. Puteți cere iertare Domnului. Dumnezeu iartă când vede o inimă sinceră care cere iertare. Poate fi un nou început. Dar să fie un nou legământ de integritate. Așa să vă ajute Dumnezeu pe toți. Al doilea gând practic pe care l-am este dintr-o expresie folosită de Apostolul Pavel în Coloseni 3:23. Coloseni, capitolul 3, versetul 23. Spune aici Apostolul așa: orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Nu ca pentru oameni. Ca pentru Domnul. Deci ăsta e al doilea meu gând. Orice faci, să faci ca pentru Domnul. Altă poveste.
eram în Canada. Altă familie de români. Aveau business în imobiliare. Milioane aveau de dolari. Da. De mergea bine. Tot povestea pe care de data asta soția, sora ne-a povestit, eram și cu soția mea acolo. Și ne-a povestit cât de bine le mergea, tot așa cu ilegalități. Nu-și plăteau impozitele, în sfârșit, intrau bani. Deci făceau bani, dar bani nebinecuvântați. Și un an, doi, trei s-au dus lucrurile înainte. Da? Pe mine vrei să mă oprești? Nu, nu. Poți să mă oprești dacă... Dar mai am puțin. Aveau două fete. Fetele erau deja, una era în liceu, una generală. Și într-o zi îi caută poliția. Pentru că fata cea mare, care era în liceu, a fost prinsă împreună cu colegele ei că au folosit droguri. Și legea era foarte dură. Dacă te prinde cu droguri, poți face închisoare, tot creditul tău este distrus, trebuie să te muți în altă parte. Acum, această familie era familie creștină, evanghelică. Din când în când mergeau la biserică. Dar pentru că banii i-au orbit, nu mai mergeau la slujbă, la casa Domnului decât puțin, nu mai aveau grup de casă unde să dea socoteală, fetele nu mai participau la studiile cu tinerii bisericii, fetele au luat o raznă. Părinții ne spuneau, zice, nu ne-am putut imagina că după ce le-am oferit tot, aveau casă imensă, aveau mașini bune, aveau tot ce le trebuie și fetele răsfățate, să le facă figura asta. Dar povestea este că a fost un șoc pentru ei, fata a scăpat la limită să nu facă închisoare sau să facă alte lucruri. Și pentru că era în grup, în sfârșit a avut o bilă neagră și va avea toată viața, să știți că așa e sistemul dincolo. Totul se înregistrează. Dar a scăpat cumva și și-a văzut de viață. Atunci însă părinții s-au trezit. Ce-am făcut? Ce s-a întâmplat? Din cauza faptului că nu l-am luat pe Dumnezeu în serios, ne-am îndepărtat de biserică, de părtășia cu El. Și-au revenit în biserică. Când noi am vizitat, erau alți oameni. Pentru că ne-au povestit cum au trăit până atunci. Și acum erau bine în casa Domnului, așa, trăiau într-o casă mai modestă, nu mai intrau banii care intrau înainte, dar erau onești, erau corecți. Și când discutăm noi cu, ăsta e cadrul, când discutăm noi una alta, ea, o femeie foarte onestă așa pe față atunci, expansivă așa, ne-a spus, zice, un verset din Biblie mi-a schimbat viața. O expresie din Biblie mi-a schimbat viața. Acesta. Coloseni 3, cu 23. Mi-am dat seama că tot ce am făcut eu până atunci, până la criza aceea, a fost ca pentru oameni. Pentru imaginea oamenilor. Asta mă interesa. Să mă compar cu ceilalți, să arăt că am mai mult decât ei. Ne-am pus ambiția noi, ca familie, să fim cei mai bogați români din biserică și alte lucruri. Dar ce deșertăciune! Era să-și piardă fata, era să-și piardă familia, da. S-au trezit la moment, sau Dumnezeu le-a vorbit în momentul cheie și au salvat familia. Au rămas împreună, fetele erau în biserică atunci. Dar mi-a rămas în minte acest... Vedeți cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu uneori. Un cuvânt, o expresie, îți schimbă traiectoria vieții.
orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ultimul gând pe care l-am, fii gata să dai socoteală oricui de viața ta. În primul rând lui Dumnezeu. Trebuie să știi că Dumnezeu e tot prezent. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Evrei 4:13. Noi credem în asta. Tu crezi că Dumnezeu este tot prezent și vede exact ce faci și în casa ta? De aceea, din când în când, ăsta e sfatul practic. Vă rog să vă deschideți poate altor familii sau grupului de casă, dacă aveți, să dați socoteală de viața familiei voastre. Ideea de mentor, ați mai auzit-o. Mentorul este un om matur, spiritual, care te ajută în momente grele, te consiliază, te sfătuiești cu el și merge pe principiul confidențialității, adică nu spune ce a auzit de la tine. De aceea ai încredere în el. Dar eu vreau să vă introduc un nou concept, conceptul de family mentor. Că una e mentorul, adică unul la unul. Dar am observat în bisericile unde există posibilitatea că mai ușor unele familii se deschid și pot fi ajutate de alte familii mature în credință. Multe probleme din familie nu pot fi înțelese sau rezolvate de o persoană. Fie el și pastorul bisericii, prezbiterul bisericii. E posibil, sigur. Dar eu încurajez, mai ales când problemele sunt complexe cum e aceasta, să apelați la family mentor. Și să aveți chiar în biserică grupuri de familii pregătite pentru mentorare, pentru a ajuta pe alte familii, mai ales cele tinere. Bun, fii gata să dai socoteală oricui de viața ta. Domnului în primul rând, celor care te iubesc, care te cunosc, care sunt lângă tine. Concluzia mesajului. Azi am avut o lecție grea. O familie care a mințit, a fost ipocrită și a nimicit părtășia unei biserici. Este un păcat contra bisericii, contra părtășiei bisericii. Și Dumnezeu intervine. Dumnezeu își iubește biserica, vrea să o țină curată. Și poate să o facă oricând. Nu neapărat în acest fel, destul de drastic, radical. Poate că acest caz al Ananiei și Safirei a fost un semnal. S-a dorit un fel de exemplu de atenționare. Da? Că Dumnezeu nu spune, nu citim că a mai intervenit în felul acesta în biserică, deși mă gândesc că au fost familii cu probleme acolo. Dar pentru voi, pentru mine, necinstea ruinează credibilitatea. De aceea, nu uita de judecata lui Dumnezeu și fă un nou legământ cu Dumnezeu, începând de seara aceasta. Legământul cinstei, a onestității, a integrității, a transparenței. În familia voastră să se spună adevărul. Curățați tot ce trebuie curățat acolo. Începând de la capul familiei. Da? Și faceți acest legământ. De asemenea, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Știind că acest Dumnezeu în care noi credem este atot prezent, vede, judecă lucrurile și ne judecă pe noi. Vă dați seama ce schimbare majoră ar fi în mintea ta, în inima ta și în familia ta și în biserică dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu e atot prezent.
să crezi în această prezență cu putere al lui Dumnezeu care te judecă. Asta te-ar face să ai o teamă sfântă, să fii mai atent cu viața ta, cu vorbile tale, familia ta și să faci rânduială în casa ta, pentru că Dumnezeu e prezent. Dumnezeu vede și Dumnezeu este sfânt. Primiți acest cuvânt nu ca o mustrare, că nu vă cunosc, ca o învățătură și sper ca aceste gânduri să se lipească de inima voastră și să fiți renumiți ca familii integre, familii cinstite pe care te poți baza. Și Domnul vede lucrul acesta și El vă va folosi și vă va binecuvânta spre slava Lui. Acestui Dumnezeu sfânt să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.